și Duhului Tău, fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum nădăjduit și noi întru Tine, bucurați-vă drepților întru Domnul, celor drepți li se cuvine laudă. Din Epistola Sobornicească a Sfântului Apostol Iacov, citire. Fraților, luați ca pildă de suferință și de îndelungă răbdare pe prorocii care au grăit în numele Domnului. Iată, noi fericim pe cei ce au răbdare. Ați auzit de răbdarea lui Iov și ați văzut sfârșitul hărăzinului de Domnul. Că mult milostiv este Domnul și îndurător, iar înainte de toate, frații mei, să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu orice alt jurământ, ci să vă fie vouă ce este da-da și ce este nu-nu, ca să nu cădeți în judecată. Este cineva dintre voi în suferință să se roage. Este cineva cu inimă bună să cânte psalmi. Este cineva bolnav între voi să cheme preoții bisericii și să se roage pentru el, ungându-l cu un de lemn într-un numele Domnului. Și rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va ridica și de va fi făcut păcate se vor ierta lui. Mărturisiți-vă deci unul altuia păcatele și vă rugați unul pentru altul ca să vă vindecați, că mult poate rugăciunea. Stăruitoare a dreptului. Amin.